la ședința Comisiei Electorale Centrale, convocată pentru astăzi, 25 octombrie. Suntem 7 membri ai Comisiei, 2 membri sunt absenți motivat. Dau citirii pentru procesul verbal membrilor care sunt prezenți. Barbaroș Tatiana, Cătrău Mircea, Filipov Vadim, Lefter Simaș Corita, Munteanu Dana, Postică Pavel și subsemnata Caraman Angela. Pentru ordinea de zi sunt propuse 5 chestiuni și rubrica diverse. Deci avem prima chestiune privind supravegherea finanțării activității participanților la referendumul republican constituțional. Deci noi vorbim deja de situația finală. Subiectul numărul 2 și 3 ține de centralizarea rezultatelor și aprobarea raportului final privind desfășurarea referendumului republican constituțional din 20 octombrie și avem 2 cereri privind aprobarea de mesaje de interes public. Dacă la aceste chestiuni, colegi, mai avem alte propuneri sau eventual modificarea ordinii de zi. Nu avem. Supunem votului. Cine este pentru, rog să votați. Unanim. Ordinea de zi este aprobată. Și prima chestiune, domnule Postica, de procedură. Vă mulțumesc, stimați colegi, de procedură. Atunci când ne grăbim și mai admitem și noi anumite erori, dar este important să le recunoaștem și să avem posibilitate și să le corectăm. În ceea ce privește proiectul cu supravegherea, din greșeală am dat invitării trezorierii, de asta solicit o pauză de o oră de vreme ca să trimitem link-urile de conectare la trezorieri și să asigurăm și ei pot să participe în ședință și să se expună eventual pe subiectul examinat. Dar fără examinarea acestui subiect nu putem trece la următoare. De asta rog să amânăm ședința cu o oră de vreme. Toate scuzele. Deci propunerea este ca să amânăm pe o oră, să reușească să se conecteze și trezorierii. Deci la subiectul numărul 1. Eu încă, dacă este necesar să supunem votului sau prin consens, convenim că luăm această pauză de o oră la solicitarea raportului. Și eu zic să dăm curs acestei solicitări. Deci revenim la ora 18:10. Mulțumesc, colegi. Ne cerem scuze pentru această reținere. Mă adresez către observatorii care sunt prezenți în sală, de fapt la fiecare ședință a Comisiei Electorale Centrale.
Colegi și stimați participanți, reluăm ședința Comisiei Electorale Centrale din data de 25 octombrie. Prima chestiune de pe ordine de zi cu privire la supravegherea finanțării activității participanților la referendumul republican constituțional din 20 octombrie, la situația din 21 octombrie și cea finală din 23 octombrie 2024, raportor Pavel Costică. Și menționăm că au fost invitați trezorierii participanților la referendum și îi avem conectați la ședință în cazul în care vom avea întrebări sau vor vrea să intervină cu anumite precizări, informații, detalii. Le vom oferi cuvântul. Vă rog, domnule Costică. Mulțumesc mult, stimați colegi. Prezint atenția dumneavoastră proiectul de hotărâre cu privire la supravegherea finanțării activității participanților la referendumul republican constituțional din 20 octombrie 2024, la situație din 21 octombrie 2024, cea finală din 23 octombrie 2024. Așa cum am menționat și la deschiderea acestei ședințe la ora 17:00, cu regret, din oboseală deja s-a uitat să fie expediată invitația din timp trezorierilor și pe această cale eu odată îmi cer scuze de această eficiență tehnică, dar totodată mulțumesc celor colegi trezorieri care s-au găsit de cuvință să se conecteze la această ședință. Deci eu încercam să fac un rezumat tradițional, încercând cât de succint posibil. Voi atrage atenția în mare parte la acele carențe sau la acele deficiențe atestate în cadrul supravegherii. Deci, per generalizare, trebuie să facem claritate că în calitate de participanți la referendum au fost înregistrate 15 entități politice, dintre care 14 partide și un bloc electoral. În ceea ce privește respectarea dispozițiilor cuprinse în hotărârile anterioare, atrag atenția prin hotărârea 3106, Partidul Politic Renaștere a fost obligat să corecteze raportul și să includă suma atestată de comisie ca fiind nedeclarată în raport. Ulterior, prin hotărârea 3133, a fost sumat repetat. Cu regret, nici până la această etapă, Partidul nu a corectat și nu a depus raportul corectat în adresa Comisiei Electorale Centrale, respectiv deja urmează cel mai probabil pe care contravențională să examinăm în ceea ce privește neexecutarea somației Comisiei Electorale Centrale. În ceea ce privește deschiderea, desemnarea, cer scuze, persoanelor responsabile din cele 15 din cei 15 participanți la referendum, doar Partidul Politic, Coaliția pentru Unitate și Bunăstare și Blocul Electoral împreună nu au confirmat persoane responsabile de finanțe. În ceea ce privește deschiderea conturilor bancare, vreau să menționez că 10 partide politice au deschis cont fond electoral, 3 partide politice, adică mai bine zis, 2 partide politice și blocul electoral au informat comisia despre nedeschiderea fondului, fond electoral, însă 2 partide politice, Partidul Reîntregirii Naționale Acasă și Partidul Politic Democrație Acasă, nu au informat Comisia Electorală Centrală în mod stabilit de lege nici despre deschiderea contului, dar nici despre nedeschiderea acestuia. Respectiv, se propune aplicarea sancțiunii avertisment pentru ambele partide menționate, mai ales în ton de faptul că ei deja au fost atenționați pe acest subiect prin hotărârile anterioare ale Comisiei Electorale Centrale,
Respectiv, se propune aplicarea sancțiunii sub formă de avertisment pentru nerespectarea prevederilor articolului 56 Codul Electoral. În ceea ce privește prezentarea rapoartelor financiare, vreau să menționez că au prezentat raportul privind finanțarea campaniei electorale pentru situația din 21 octombrie 2024, dar și cel final, următorii participanți la referendum. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, Partidul Politic Partidul Verde Ecologist, Partidul Politic Mișcare Respect Moldova, Partidul Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, Partidul Politic Partidul Renaștere, Partidul Politic Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Politic Mișcarea Alternativă Națională, Partidul Politic Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Politic Partidul Social Democrat European și Partidul Politic Voința Poporului. În ceea ce privește Partidul Politic Voința Poporului, trebuie să menționăm că a informat Comisia despre deschiderea fondului fond electoral la 8 octombrie, dar prin o adresă din 22 octombrie a informat că partidul așa și nu a reușit să finalizeze procedura de deschidere și activare a contului, fiindu-i blocat accesul de instituție, pe motiv că nu au fost actualizate anumite informații referitoare la conducerea partidului. La fel trebuie să menționăm că la 23 octombrie partidul a prezentat tardiv raportul privind finanțarea campaniei electorale pentru situația din 21 octombrie, iar la 24 octombrie, la fel tardiv, a prezentat și raportul final al acestuia. Este de menționat că partidul a indicat cifra 0 la toate compartimentele ale rapoartelor enunțate. Totodată asta nu scutește de obligația de a prezenta rapoartele în termen stabilit de lege. În aceste condiții se propune aplicarea sancțiunii sub formă de avertisment Partidului Politic Voința Poporului pentru nerespectarea prevederilor articolului 58 Cod Electoral. În ceea ce privește prezentarea rapoartelor de către Partidul Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, Alianța pentru Unirea Românilor și Partidul Voința Poporului atrag atenția și reinteres că a fost prezentate cu cifra 0. Și acum voi trece în revistă partidele care au prezentat rapoartele și sunt și resurse financiare. Deci Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a prezentat raportul privind finanțarea campaniei electorale atât la situația din 21 octombrie 2024, cât și cel final, în termenul stabilit de lege. Totodată se atrage atenția că nu au fost prezentate comisii în termenul stabilit declarațiile privind mijloacele bănești depuse anterior, fapt pentru care partidul a fost sancționat inclusiv cu sancțiunea de avertisment și privare de alocații de la bugetul de stat pe o perioadă de 4 luni de zile. La fel trebuie să menționăm că în cadrul examinării ședinței, examinării proiectului cu privire la supravegherea finanțării campaniei electorale pentru situația din 14, ce a avut loc la data de 24, la unul din subiecte de pe ordine de zi, reprezentantul participantului la referendum a susținut că partidul a dispus de 49 reprezentanți în birourile electorale ale secțiilor de votare organizate peste hotarele Republicii Moldova. În acest sens, urmează de menționat că potrivit punctului 31, litera D din regulamentul cu privire la statutul și activitatea reprezentanților, aprobat prin hotărârea Comisiei 1929, stipulează foarte clar că evaluarea activității reprezentanților realizată pe bază de voluntariat pentru întreaga perioadă se efectuează în baza salariului mediu lunar pe economie stabilit pentru anul respectiv. După cum urmează, reprezentant în birou electoral a secției de votare 10% din salariul mediu lunar. Astfel, pentru activitatea celor 49 reprezentanți raportată la salariul mediu lunar pe economie pentru anul 2024, în cuantum de 1370 lei fiecare, partidul urma a indicat cifra de 67.130 lei. Respectiv, comisia constată că suma de 67.130 de lei nu a fost reflectată corespunzător în raportul financiar de către participantul la referendum Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. Respectiv, în vederea atingerii scopului legitim de a fi respectate prevederile legale, dar
Comisia consideră justificat de a aplica participantul la referendum sancțiunea sub formă de avertisment în conformitate cu articolul 102 Cod Electoral. Totodată, conform articolului 102 alineatul 4, Comisia aplică partidelor politice înregistrate în calitate de concurenți electorali sancțiune complementară prin lipsire de la bugetul de stat pentru o perioadă de la 2 luni până la 1 an, doar în cazul aplicării repetate a sancțiunii sub formă de avertisment în cursul unei perioade electorale pentru încălcări privind finanțarea campaniei. Respectiv, Comisia urmează să aplice Partidul Comuniștilor din Republica Moldova sancțiune complementară sub formă de lipsire de alocații de la bugetul de stat și propunerea este de 2 luni, începând cu luna martie anului 2025, ținând cont de faptul că ei deja sunt privați de alocații de la bugetul de stat pentru 4 luni de zile, începând cu luna noiembrie. Informația detaliată despre veniturile și cheltuielile participantului sunt în anexa numărul 1. Partidul politic Partidul Verde Ecologist a prezentat ambele rapoarte și atât raportul din data de 21, cât și raportul final a informat Comisia despre închiderea contului fond electoral și transferul soldului care i-a rămas în cont, în contul curent al partidului. Situație legată detalii în anexa numărul 2. Partidul politic Mișcare Respect Moldova la fel a prezentat ambele rapoarte și soldul mijloacelor financiare la sfârșitul perioadei a constituit 0, respectiv a informat despre închiderea contului. În ceea ce privește Partidul Politic, Partidul Acțiune și Solidaritate, la fel a prezentat ambele rapoarte. Soldul final a constituit 34.102 lei 66 de bani la data de 21 și respectiv au fost achitate în raportul final informația a fost prezentată cu privire la achitarea anumitor cheltuieli în perioada de referință și respectiv soldul final la finalul perioadei constituie 0 lei. Este registrul voluntarilor indicat și informația despre închiderea contului a fost adusă la cunoștința Comisiei, detalii în anexa numărul 3. Ceea ce privește Partidul Politic Mișcarea Alternativă Națională, la fel soldul final rămas în cont de 136.955 lei a fost transferat în contul curent al Partidului Politic și contul a fost închis, despre care fapt Comisia a fost informată. Informațiile detaliate în anexa numărul 4. Partidul Politic, Partidul Social-Democrat European, la fel a prezentat rapoartele în termenul stabilit. Soldul la sfârșitul perioadei constituie 0. Închiderea contului a fost adusă la cunoștința Comisiei. În ceea ce privește Partidul Politic, Partidul Renaștere, rapoartele au fost prezentate în termen, însă Comisia a constatat că declarațiile cu privire la veniturile au fost depuse tardiv în adresa Comisiei Electorale Centrale, cu întârziere, adică nu au fost în general prezentate Comisiei Electorale Centrale, cer scuze, fapt care constituie abatere și urmează a fi sancționat. Ținând cont de gravitate, se propune aplicarea sancțiunii avertisment. Totodată, ținând cont de faptul că Partidul Politic Renaștere a mai fost anterior sancționat cu avertisment, ținând cont de prevederile articolului 102 alineatul 4 Cod Electoral, se propune aplicarea sancțiunii complementare cu privire la lipsirea de alocații de la bugetul de stat pentru o perioadă de 4 luni.
respectiv se aplică, se propune aplicarea sancțiunii complementare sub formă de lipsire de alocații de la bugetul de stat pe o perioadă de 4 luni pentru încălcarea prevederilor articolul 56 și 57 cod electoral. În ceea ce privește contul soldul mijloacelor financiare la sfârșitul perioadei 0 lei, în ceea ce privește închiderea contului, au adus la cunoștință informația despre solicitarea de închidere. Detalii despre venituri și cheltuieli în anexa numărul 6. În ceea ce privește verificarea donațiilor care depășesc 3 salarii medii pe economie, au fost depistate astfel de cazuri în situația doi donatori, din partea sau donații făcute Partidul Politic, Partidul Acțiunii și Solidaritate, în urma verificărilor nu au fost constatate abateri. La fel, o persoană, 17 donatori, persoane juridice, au fost verificate în contextul normelor vizate, care reglementează donațiile din partea persoanelor juridice, nu au fost constatate abateri. În ceea ce privește prezentarea de către băncile comerciale, rulajele din contul fond electoral, se atestă că au fost depuse în termen, cu excepție două situații, cer scuze, Partidul Politic Alianța Liberalilor și Democraților, banca la care și-ar deschis contul fond electoral, a informat comisiei despre închiderea contului respectiv abia la data de 23 octombrie. La fel și partidul a informat la data de 23 octombrie despre închiderea contului. Informația despre rapoartele financiare prezentate comisiei sunt disponibile pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale, CEC.media, dar și prin intermediul SSI Control Financiar. Stimați colegi, pentru a rezuma și pentru a clarifica până la final proiectul de hotărâre, se propune și următorul dispozitiv pentru claritate. Punctul 1. Se ia act de informațiile cu privire la deschiderea, nedeschiderea contului bancar cu mențiunea fond electoral, prezentate de către participanții la referendum menționați în subpunctele 4.1 și 4.2 din partea motivată a prezentei hotărâri. 2. Se ia act de datele din rapoartele prezentate la situația din 21 octombrie 2024 și cele finale privind finanțarea campaniei electorale de participanților la referendum menționați în subpunctele 5.1 și 5.9 din partea motivată a prezentei hotărâri. 3. Se aplică sancțiune sub formă de avertisment Partidului Reîntregirii Naționale acasă și Partidului Politic Democrației acasă pentru nerespectarea prevederilor articolului 56 din Codul Electoral și punctului 15 din regulament cu privire la informarea în termenul stabilit despre deschiderea sau nedeschiderea contului cu mențiune fond electoral conform celor constatate în subpunct 4.3 din partea motivată a prezentei hotărâri. 4. Se aplică sancțiune sub formă de avertisment Partidului Politic Voința Poporului pentru nerespectarea articolului 58 al 3 Cod Electoral și punctul 77 din programul calendaristic privind prezentarea tardivă a rapoartelor financiare la situația din 21 octombrie 2024 și cel final, conform celor constatate în punctul 5.1 din partea motivată a prezentei hotărâri. 5. Se aplică sancțiunea sub formă de avertisment Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în conformitate cu articolul 102 2 litera A Cod Electoral pentru nerespectarea prevederilor articolului 56 alineat 9 și 58 alineat 2 din Cod, punctul 63 68 de regulament și punctul 31 litera D de regulament cu privire la statutul și activitatea reprezentanților concurenților electorali aprobat prin hotărârea Comisiei numărul 1129/2023. 6. Se aplică sancțiunea complementară sub formă de lipsire de alocații de la bugetul de stat Partidului Comuniștilor din Republica Moldova pentru o perioadă de 2 luni, începând cu luna martie anului 2025, în conformitate cu articolul 102 alineat 4 Cod Electoral, dar și pentru nerespectarea prevederilor articolului 56 alineat 9 și 58 alineat 2 din Cod, punctele 63 68 de regulament și punctele 31 litera D de regulamentul privire la statutul și activitatea reprezentanților
Comisiei 11-29-2023. 7. Se aplică sancțiune sub formă de avertisment partidului politic Partidul Renaștere, în conformitate cu articolul 102-2 litera din Codul Electoral, pentru nerespectarea prevederilor articolului 56-9 și 57-1 litera D din Codul Electoral și punctul 63-68 din regulament, conform celor constatate sub punct 5-9 din partea motivată a prezentei hotărâri. 8. Se aplică sancțiunea complementară sub formă de lipsire de alocații de la bugetul de stat Partidului Politic Partidului Renaștere pe o perioadă de 4 luni, începând cu luna noiembrie anului 2024, în conformitate cu articolul 102-4 Codul Electoral, pentru nerespectarea prevederilor articolului 56-9 și 57-1 litera B din Codul Electoral și punctul 63-68 din regulament, conform celor constatate în subpunct 5.9 din partea motivată a prezentei hotărâri. 9. Prezenta hotărâri se transmite spre informare părților vizate. 10. Prezenta hotărâri intră în vigoare la data adoptării se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și poate fi contestată în decurs de 3 zile fără respectarea procedurii prealabile la Curtea de Apel Chișinău, strada Cheilor, numărul 4, municipiul Chișinău. Stimați colegi, raport încheiat, rog susținerea proiectului, dar nu înainte de răspunde la întrebările dumneavoastră dacă sunt sau eventual dacă aveți întrebări în adresa trezorierilor care sunt conectați la această ședință. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Postica. Colegi, acum întrebări la raportor. Propuneri la proiect. Întrebări la trezorierii care sunt prezenți. Dacă cineva dintre colegi are întrebări la trezorieri sau precizarea informației care este expusă în acest proiect de hotărâre. Domnule Postica, avem întrebări față de trezorieri? Nu avem întrebări față de trezorieri, așa cum am menționat inclusiv pentru claritate, încă o dată, pentru două partide politice am constatat sau am aplicat sancțiunea de avertisment și dat ținând cont de faptul că sunt două avertismente, deci se aplică și sancțiunea complementară. Am avut discuții privire la sancțiunea complementară aplicată, dar pentru a păstra abordarea uniformă pentru abateri similare. În cazul Partidului Politic Renaștere se propune 4 luni, deci similar cum a fost aplicat și în cazul altor concurenți, și în cazul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova se propune aplicarea pentru o perioadă de 2 luni, iar ținând cont că deja au mai fost sancționat și în cumul se primește 6 luni de privare de alocație. Mulțumesc! Mulțumim pentru aceste precizări. Dacă trezorierii vor să ne comunice anumite informații sau vis-a-vis de cele relatate, dacă au de făcut detalieri. Vă rugăm, domnule Urâtu, președintele Partidului Voința Poporului. Deci noi considerăm că față de Partidul Voința Poporului nostru diversitatea noastră din partea cui, dar banca chiar la momentul după ce am deschis cont electoral am comunicat așa, deci s-au comunicat că tipurile trebuie să fie actualizate datele la bancare care sunt prezente la bancă. Din cauza asta ne-au plăcat toate acțiunile, nu am putut să facem nici la poate și nici la cer. Nu o durat toată asta, pentru toate de 23. Adică cu 3 zile, practic, după ziua puterii, noi am avut acces la fond. Deci nu am putut să facem nici raportare de la timp pentru ce am primit mai înainte un avertisment și nici nu am putut să facem nici un fel de lucrări. Acum, după asta, s-a mai constatat că pentru ca să facem rapoarte, trebuia să mai avem acces încă și la trezorierul și președinte, trebuia să aibă datele de acces la sistemul finanțului TEC.md. Iarăși n-am avut, mi s-a deschis tot pe datele de 95, când am încercat să facem raport și am vorbit cu expert.
Deci, practic, noi n-am avut, deci, dacă sensul legii ar fi, deci, gestionare corectă a propagandelor, în cazul în care noi n-am făcut niciun fel de propagandă și așa poate fi împotrivit, eu cred că sancțiuni nu pot fi aplicate față de partid. Deci asta este. Deci noi cerem să fie anulată partea și se referă la așa, de cază, din copilările CEC, partea ce se referă la acțiunile de Partidul Unită Poporului. Având în vedere că deci, spiritul legii nu ar fi respectat. Dar înseamnă că duritatea legii Domnului Vostigri trebuie să fie aplicat, dar spiritul este a vedea dacă s-au comis sau nu s-au comis să fie în financiare de rapostare. Dar noi nu am făcut Vostigri. Dar când e ceea ce nu trebuie să fie nici să întâmplă. Domnule Urâtu, o întrebare de precizare. 23 octombrie sau septembrie? Octombrie. Noi ne-am înregistrat la 27 septembrie ca și concurent electoral. Păi, pardon, ca și participant la referent cu primele respective, după care am comunicat bencii că deschide imputare fond, că s-a dat certificatul, și imediat după asta ne s-au comunicat că este blocat contul din motivul că nu sunt actualizate date. Am pierdut o zi întreagă la bancă, nu am rezolvat nimic și tocmai pe data de 23 octombrie contul au fost deblocat. Mulțumesc. Da, mulțumesc pentru această precizare, domnule Bostica. Mulțumesc, stimați colegi, doar pentru procesul verbal, vreau să punctez că Partidul Politic Voința Poporului și-a înregistrat și confirmat trezorierul prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale numărul 2988 din 1 octombrie 2024. Și este regretabil faptul, domnul Rădătă, cu dumneavoastră, abia peste câteva zile după ce s-a încheiat campania electorală, ați rugat trezorierul să vină să ridice credențialele pentru a accesa sistemul de a depune rapoartele în sistemul control financiar. Deci, tocmai asta, încă o dată, confirmă și reconfirmă temnicia aplicării sancțiunii. Dincolo de faptul sau de impedimentele logistice pe care le-ați avut cu banca și despre care nu ne-ați informat pe noi Comisia Electorală Centrală. Mulțumesc. Am mai comunicat despre aceasta tuturor celor responsabili, de fapt, nu întotdeauna prin scrisoare oficială, dar am discutat cu ei, deci noi nu avea sens de deschidem acces la finanțe ce punct imediat, pentru timp că nu putem face cu contul bancar. Deci nu era nicio certitudine că contul pe care noi l-am declarat ca și fond electoral ar fi funcțional. Pentru că nu era visibil pentru noi. Deci noi eram într-o scale fără. Deci, pe de-o parte, fondul declarat la... Domnul Rătu, da, domnul Rătu, am înțeles, doar iarăși ca întrebare de precizare, chiar dacă acel fond electoral, îmi spuneți că aveați, sau nu aveați certitudinea că ar fi fost deschis, oricum trebuia să depuneți rapoartele, chiar și cu cifrele pe zero, adică vreți, nu vreți, aceste rapoarte sunt obligația participantului la referendum de a fi depuse așa cum este stabilit de calendarul aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale. Chiar dacă nu ați făcut transferuri, oricum trebuia să fie depus acest raport. Dar și banca trebuia să prezinte copia ca o informație zilnică despre starea contului. De acord, aici sunt... Banca le-au comunicat că imediat, au spus că ei nu vor comunica pentru că acest cont nu va fi activat atâta timp pe care domnul Rădu, doar ca și concluzii, deci fiecare subiect care este antrenat într-un proces electoral are anumite drepturi, dar și obligații.
participantul la referendum, banca, deci cu toții avem anumite obligații. Asta am vrut să atrag atenție, chiar dacă nu ați fi deschis acel cont electoral, trebuia să fie depuse rapoartele. Mulțumim, deja ca să nu facem o polemică așa, pe același subiect, noi am înțeles punctul de dumneavoastră de vedere, el este clar. El este clar. Domnul Rătu, este clar punctul dumneavoastră de vedere. Colegi, dacă avem întrebări, nu mai avem întrebări. Alți trezorieri, dacă ar vrea să intervină, dacă ar vrea să precizeze anumite aspecte din cele care au fost expuse acum în ședință. Nu sunt alte comunicări. Dispozitivul l-am citit. Deja, luări de cuvânt, dacă nu sunt, supunem votului proiectul prezentat de către raportor. Cine este pentru, rog să votați. Unanim, cu 7 voturi pentru, hotărârea este aprobată. Următorul subiect de pe ordinea de zi este cu privire la stabilirea rezultatelor votării la referendumul republican constituțional din 20 octombrie 2024. Colegii, atrag atenție la modificarea titlului punctului 2. Deci se conține și centralizarea rezultatelor votării, dar mai cuprinzător este acest titlu de stabilirea rezultatelor. În calitate de raportor, prezint următorul proiect de hotărâre. În baza proceselor verbale și a rapoartelor birourilor electorale ale secțiilor de votare, privind rezultatele numărării voturilor, precum și a proceselor verbale cu privire la centralizarea rezultatelor votării la referendumul republican constituțional din 20 octombrie 2024, întocmite și aprobate de Consiliile Electorale de Circumscripție, Comisia Electorală Centrală a centralizat rezultatele votării pe țară. Astfel, conform datelor din procesele verbale, se constată că numărul de alegători, incluși în listele electorale de bază, este de 2.711.615 alegători. Pe listele electorale suplimentare au fost incluși 309.199 de alegători, 1.532.264 de alegători au primit buletine de vot, ceea ce constituie 50,72% ca și rată de participare în raport cu alegătorii înscriși în listele electorale. Prin urmare, Comisia constată participarea la votare a unui număr mai mare de o treime de persoane înscrise în listele electorale, număr necesar de alegători pentru declararea referendumului republican constituțional valabil în condițiile articolului 211 din Codul Electoral. În conformitate cu prevederile articolului 27, 32, 85, 206 și 207 din Codul Electoral și articolul 30 din legea 109 din 2024 privind implementarea parțială a votului prin corespondență, Comisia Electorală Centrală hotărăște. Punctul 1. Se constată prezența alegătorilor la referendumul republican constituțional de 50,72%, fiind întrunită condiția stabilită la articolul 211 din Codul Electoral. Punctul 2. Se aprobă procesul verbal privind centralizarea rezultatelor votării la referendumul republican constituțional din 20 octombrie conform anexei. Dau citirii datelor din anexă la proiectul de hotărâre. Numărul de alegători înscriși în listele electorale de bază, 2.711.615. Numărul de alegători înscriși în listele electorale suplimentare, 309.199. Numărul de alegători care au primit buletine de vot, 1.532.264. Numărul de alegători care au participat la votare, 1.531.392 alegători,
Diferența dintre numărul buletinelor de vot primite de alegători și numărul de alegători care au participat la votare, adică buletine de vot extrase din urna de vot, 872, numărul de buletine de vot declarate nevalabile, 42.518, opțiuni exprimate, opțiunea da, 749.719 voturi și opțiunea nu, 739.155 de voturi. Numărul total de voturi valabile exprimate, 1.488.874. Punctul 3. Hotărârea Comisiei Electorale Centrale și procesul verbal privind centralizarea rezultatelor votării la referendumul republican constituțional din 20 octombrie 2024 se prezintă Curții Constituționale. Și punctul 4. Prezentă hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și poate fi contestată în decurs de 3 zile, fără respectarea procedurii prealabile la Curtea de Apel Chișinău. Am încheiat raportul, colegi. Fac o precizare vis-a-vis de acest procent. Deci, anterior, există practica de a exclude din numărul de persoane care sunt pe lista suplimentară acele care se dublează în listele electorale de bază. Adică noi avem alegători care sunt în instituții penitenciare, în instituții medicale, sau alegători care votează peste hotarele țării și votează pe liste suplimentare, dar unii dintre aceștia se regăsesc și pe listele de bază, conform domiciliului. Deci, practica este că se exclude acest număr din numărul persoanelor care sunt în lista de bază. Aici nu am făcut această excludere, vom descrie toată procedura în raportul pe care îl vom prezenta Curții Constituționale. De asemenea, pe listele suplimentare se regăsesc și cetățenii care au votat în baza certificatelor cu drept de vot, 36.000. De asemenea, această cifră nu a fost exclusă. Dar, subliniem, a fost atinsă rata de participare necesară pentru ca referendumul să fie declarat valabil. Am încheiat raportul, colegi, dacă sunt întrebări sau propuneri. Domnul Postica, vă rog. Doar de precizare, ca să fie clar pentru toată lumea, că dacă am fi exclus suprapunerile, rata de participare, adică, da, se majorează, adică nu se micșorează. Deci, din contră, iar a fost procentul, ar fi fost mai mare. Aproximativ 55%, dacă facem și această operațiune, care, zic, ca și practică, se aplică. Doar că vom detalia acest aspect. Asta e. Mulțumim, domnule Postica, pentru aceste precizări. Alte propuneri, dacă avem? Nu avem. Supunem votului. Cine este pentru, rog să votați. Unanim. Hotărârea este aprobată și am să vă invit, colegi, după ședință să semnăm cu toții procesul verbal, așa cum prevede codul electoral. Următorul subiect este cu privire la aprobarea raportului Comisiei Electorale Centrale privind rezultatele organizării și desfășurării referendumului republican constituțional din 20 octombrie curent. În calitate de raportor prezint proiectul, dar inițial am să încerc cât mai succint să redau conținutul acestui raport, care are peste 130 de pagini. Este raportul care va fi prezentat Curții Constituționale pentru a lua decizia de validare sau invalidare a scrutinului. Deci, raportul conține 16 capitole, vorbim de cadrul normativ, înregistrarea participanților, constituirea circumscripțiilor electorale, constituirea organelor electorale, instruirea funcționarilor electorali și altor subiecți, listele electorale, asigurarea informațională a procesului, modelul, textul, tirajul, modalitatea de tipărire și repartizarea buletinilor de vot pentru referendumul constituțional,
conlucrarea cu autoritățile administrației publice, centrale, locale, alte instituții, în vederea asigurării desfășurării în bune condiții a referendumului republican, asigurarea logisticii, monitorizarea referendumului republican, reflectarea activității comisiei și a campaniei electorale în mass media, susținerea financiară a campaniei, informarea și educația electorală, votarea propriu-zisă, numărarea și totalizarea voturilor, dar și compartimentul contenciosul electoral. Și acum, colegi, ziceam, prezint un rezumat al acestui raport. Prin hotărârea numărul 121 din 16 mai curent, Parlamentul Republicii Moldova a declarat pentru data de 20 octombrie referendum republican constituțional, la care să fie supusă votării de către cetățeni a textului de modificare a Constituției, deci vorbim de preambul și includerea a două alineate noi în Constituție și întrebarea la referendum. Susțineți modificarea Constituției Republicii Moldova în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În scopul punerii în aplicare a acestei hotărâri a Parlamentului, Comisia a aprobat prin hotărârea 2633 din 16 iulie, programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova și a referendumului republican constituțional din 20 octombrie. Deci fac remarca că mai multe activități, de fapt, țin atât de desfășurarea alegerilor, cât și de desfășurarea referendumului, ori aceste două scrutinii fiind desfășurate în aceeași zi. Și atunci când vom prezenta la Înalta Curte raportul, vom sublinia că anumite acțiuni se vor regăsi atât în raportul privind desfășurarea referendumului, cât și raportul privind desfășurarea alegerilor. Comisia Electorală Centrală, de asemenea, a venit cu o hotărâre în sensul explicării particularității desfășurării acestui scrutin complex, și toate aceste mențiuni se vor regăsi detaliate în raport. Cu referire la proiectul de lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova supusă referendumului, trebuie să menționăm că acesta a fost avizat de Curtea Constituțională și iarăși o constatare generală, cu mai multe detalii vom veni deja după ce vom încheia toate calculele. Este vorba despre bugetul alocat în sensul desfășurării referendumului, suplimentar la bugetul care a fost inițial aprobat pentru desfășurarea scrutinului din 20 octombrie 2024, menționând despre suplimentar 37 milioane de lei, doar că reiterez calculele exacte privind cheltuielile efectuate pe acele capitole de articole de cheltuieli vor fi efectuate deja după finalizarea tuturor plăților care încă mai sunt în curs. Și mă refer în mod special la achitarea indemnizației pentru funcționarii electorali. Cu referire la cadrul normativ, deci am menționat mai multe modificări care au fost efectuate la codul electoral, dar și legislația conexă, care au vizat direct desfășurarea acestui scrutin. Astfel au fost operate modificări la prevederile articolului 45-158 din codul electoral. Reglementările ajustate au clarificat indicatorul de calcul în baza căruia se va determina cuantumul indemnizației pentru funcționarii electorali. De asemenea, a fost modificate, sau mai exact, au fost clarificate normele privind criteriile de intervenire și circumstanțele pentru limitarea activității partidelor politice, modalitatea de exercitare a căilor de atac pe marginea actelor administrative emise în acest sens. La fel, potrivit legii 294, vorbeam și de ajustarea unor articole din legislația conexă, s-a stabilit în mod exhaustiv consecințele juridice în cazul intervenirii situației de limitare a activității partidelor politice,
concomitent cerințele în raport cu persoanele responsabile de finanțele subiecțiilor electorale, care sunt stabilite conform articolului 55 din codul electoral. Trebuie să subliniem că aceste modificări, inclusiv vis-a-vis de unele norme care au fost declarate neconstituționale de Curtea Constituțională, vorbim de articolul 90 alineatul 2, care prevede modul de reflectare a informației privind alegerile, deci subliniem că aceste modificări care au fost efectuate la legislația electorală și la legislația electorală în mod special, nu au vizat articolul 11, care spune care sunt acele elemente care nu pot fi modificate cu un an mai puțin înaintea alegerilor. Ca și noutate în această campanie electorală, în această perioadă electorală, a fost implementarea legii 109 cu privire la implementarea parțială a votului prin corespondență. Aceasta a fost adoptată la 26 aprilie curent și scopul a fost necesitatea legiferării unei noi proceduri pentru a facilita accesul la procesul de vot al cetățenilor Republicii Moldova aflați în străinătate. Deci, în context menționăm că grație faptului că au fost efectuate aceste modificări, s-au îmbunătățit anumite aspecte în ceea ce privește participarea candidaților în alegeri, mai exact colectarea de semnături, dar și anumite proceduri care vizează votarea alegătorilor, documentele cu care se votează, modalitatea de participare în alegeri. În consecință, dat fiind modificată legislația electorală, Comisia de asemenea a modificat mai multe regulamente și instrucțiuni. În acest raport sunt enumerate practic toate acele acte subordonate legii care au fost modificate. Nu mă voi opri în detalii, dar adoptarea de noi regulamente a ținut de implementarea votului prin corespondență și de asemenea am adoptat alte 6 regulamente noi, care vizează procedurile electorale și alte 6 au fost modificate. De asemenea, am aprobat 3 instrucțiuni noi, iarăși cei ce vizează implementarea votului prin corespondență, dar și alte instrucțiuni au fost modificate în dependență de modificările care au fost operate la legislația electorală. Cu referire la capitolul 2, înregistrarea participanților la referendumul republican constituțional. Am avut 2 solicitări privind înregistrarea blocurilor electorale pentru a participa la referendum republican constituțional, și anume blocul electoral Victorie Pobeda, care înregistrarea căreia a fost refuzată, și blocul electoral Împreună. Acesta a fost înregistrat din acest bloc, făcând parte Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr, Partidul Politic Partidul Schimbării și Partidul Politic Liga Orașelor și Comunelor. Deci, în total, Comisia Electorală Centrală a înregistrat 15 participanți la referendumul republican constituțional și trebuie să menționăm că până la aceasta, CEC a refuzat înregistrarea sau a anulat înregistrarea în calitate de participant la referendumul republican constituțional pentru 4 partide politice, primul fiind Partidul Politic Șansa, cu opțiunea Nu. Inițial acesta a fost înregistrat, doar că s-a revenit la înregistrarea acestuia cu anularea, deoarece prin decizia Curții de Apel, Bălți, din 11 septembrie 2024, activitatea Partidului Politic Șansă a fost limitată pe un termen de 3 luni. Partidul Politic Partidul Social Democrat din European, în calitate de participant, nu a fost înregistrat pe motivul lipsei quorumului necesar pentru a declara ședința Consiliului Politic Național, care a avut loc la 21 august, deliberativă. A treia solicitare care a fost respinsă a vizat Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa din motivul nerespectării procedurii de luare a decizii de a participa la campania electorală pentru referendum conform normelor statutare ale partidului,
întrucât decizia a fost luată de un organ al partidului politic fără atribuții în acest sens. Și cu referire la cererea partidului politic Victorie în calitate de participant la referendum, din motiv că acesta, prin solicitarea respectivă, de fapt a urmărit scopul ascuns de a legaliza promovarea opțiunii politice prin intermediul unui bloc electoral camuflat și neînregistrat oficial, fapt ce contravine participării principiilor de transparență și corectitudine ale procesului electoral, așa cum sunt prevăzute de cadrul legal. Deci, trebuie să subliniem că și la solicitarea de înregistrare a blocului electoral, blocului Pobeda, s-a oferit un termen și s-au explicat care erau acele carențe în cererea înaintată, dat fiind faptul că solicitantul nu le-a înlăturat, deci a intervenit respingerea acelei solicitări, respectiv și în cazul deja cererii repetate a unei entități din acel bloc politic Pobeda, care de altfel a fost constituit și declarat constituit la Moscova. Deci, de asemenea, s-a venit cu aceeași motivare care a fost și în cazul cererii de înregistrare a blocului, care a fost respins. La capitolul 3, constituirea circumscripțiilor electorale, secțiilor de votare și a organelor electorale ierarhic inferioare. Deci, trebuie să menționăm că din anul trecut avem consilii electorale permanente la nivelul celor 34 de unități administrativ-teritoriale de nivelul 2. Am avut inițial problema referitor la organul electoral pentru Găgăuzia, pentru Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, dar am soluționat-o prin modificarea codului electoral, de altfel a fost o modificare necesară în legătură cu faptul că Adunarea Populară a desființat, de fapt, Consiliul Electoral Central din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, în pofida faptului că este prevăzut de codul electoral. Și pentru a putea avea un organ electoral funcțional, am venit cu propunerea de a modifica legislația pentru a fi numit un interimat în ceea ce ține de conducerea organului electoral. Astfel, către perioada electorală am avut toate organele electorale de nivelul 2 funcționale, deci în total am avut 37 de consilii electorale de circumscripție, ziceam 34 cu statut permanent, la nivelul unității teritorial autonome Găgăuzia 35, 37, numărul 37, dar al 36-lea la număr, ține de Consiliul Electoral de Circumscripție pentru secțiile de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului și cel de-al 37-lea Consiliu, Consiliul Electoral pentru secțiile de votare de peste hotare. Deci, în cadrul acestor organe electorale au activat 403 membri. Ceea ce ține de constituirea secțiilor de votare în țară. Deci, noi am avut în total 2222 de secții de votare, dintre care 234 în afara țării și 30 de secții de votare pentru alegătorii care au domiciliul în localitățile din stânga Nistrului. Ulterior, am adoptat la data de 7 octombrie hotărârea constatând imposibilitatea asigurării de către Ministerul Afacerilor Externe din punct de vedere tehnic și logistic a procesului de votare pentru secțiile de votare 38196, 38197, 38198, inclusiv în avizul Ministerului Afacerilor Externe și a Serviciului de Informație și Securitate au fost expuse și acele considerente care indicau asupra imposibilității asigurării securității procesului de vot, securității pentru alegători, dar și pentru membrii organului electoral. Astfel că am constatat că avem 2219 secții de votare cu 3 secții de votare mai puțin în afara țării. Doar voi mai menționa că
Pentru prima dată, Comisia Electorală Centrală a făcut publică lista secțiilor de votare în străinătate, deci atunci, la etapa când era încă cu statut de proiect. Inițial am planificat deschiderea 278 de secții de votare peste hotare, în baza criteriilor care sunt expres prevăzute de codul electoral. Primul criteriu și cel de bază este dinamica participării alegătorilor la ultimele trei scrutine, al doilea criteriu fiind datele pe care le deține Ministerul de Externe și datele care se conțin în înregistrarea prealabilă. Deci noi, în total, în toate birourile electorale ale secțiilor de votare, au activat 19.934 de membri și circa 4.000 de operatori. Câteva cuvinte despre înregistrarea prealabilă și situația secțiilor de votare. Deci, în continuarea situației pentru secțiile din Federația Rusă. Deci spuneam că vom veni cu mai multe detalii. Din cele 8.238 de înregistrări care au fost inițial în sistem, au rămas 7.657, pentru că este perioada când pot fi anulate înregistrările. Și subliniez următoarele date. Din cele 7.600 de înregistrări, deci la alegeri, nu au participat peste 5.400 de alegători. Pur și simplu au fost înregistrări fără să avem o participare. Și din toți alegătorii care s-au înregistrat pentru a vota în Federația Rusă, deci în total au participat la votare 1.514 alegători. Și nu doar în Federația Rusă. Chiar dacă s-au înregistrat pentru Federația Rusă, trebuie să spunem că circa 70 de persoane au votat în alte țări. Deci cifra de alegători care a votat la Moscova, din cei înregistrați, a fost de 1.476 de alegători. Mai este un lucru de spus, că din toți alegătorii care s-au înregistrat pentru Federația Rusă, reiterez, 1.476 au votat la Moscova, alți 702 alegători au votat în Republica Moldova, chiar dacă s-au înregistrat în Federația Rusă. Și avem aici mai multe detalii, le veți găsi în raport, de exemplu, 158 de alegători au votat în Găgăuzia, circa 70 în Chișinău, 22 în raionul Ungheni și așa mai departe. Deci din cei care au votat peste hotare, 32% de fapt, deci din cei total care s-au înregistrat pentru votul în Federația Rusă, 32% de fapt au votat în țară și noi am constatat aceste situații mai cu seamă în contextul în care am fost sesizați de mai mulți alegători că nu se regăsesc pe listele electorale de bază. Lucru l-am explicat de ce, pentru că, în conformitate cu noile modificări, persoanele care s-au înregistrat peste hotare sunt excluse din listele electorale de bază pentru a nu dubla numărul de alegători. Și, de asemenea, trebuie să menționăm despre cele trei secții de votare pentru votul prin corespondență. Mai multe detalii le desfășurăm în acest raport. Am avut secții de votare în Ambasada Statelor Unite ale Americii, ale Canadei, în Ambasada Canadei și în Ambasada Regatului Suediei, unde au fost transmise plicurile din Norvegia, Suedia, Finlanda și Islanda. Cifrele, deci toate cifrele privind participarea la votare a acestor persoane, înregistrarea, vor fi reflectate în raport. Cu referire la instruirea membrilor consiliilor electorale, a birourilor electorale, doar voi da cifra totală, sunt peste 19.000 de subiecți electorali care au fost instruiți, dintre care
11.000 și ceva doar funcționari electorali, dar și alți subiecți, operatori, registratori, operatori din cadrul CC, operatori din cadrul birourilor electorale și așa mai departe. În continuare, mă voi referi la foarte succint iarăși la listele electorale. Am menționat deja că pentru prima dată am aplicat această practică. Alegătorii care s-au înregistrat peste hotare au fost excluși din listele electorale de bază. De asemenea, la aceste alegeri, de comun cu colegii noștri din teritoriu, am colectat datele din primării, acolo unde, an de an, înregistram persoane care sunt decedate peste hotare și nu aveam un act confirmativ pentru a exclude persoanele din lista de bază. Am făcut mențiunea respectivă în registrul de stat al alegătorilor, inclusiv în baza informației care am recepționat-o de la primării sau de la rude, chiar și în baza unor acte care confirmă decesul persoanelor netranscrise. Deci acte netranscrise, dar a fost suficient pentru ca să soluționăm aceste probleme care au fost constatate în decursul a mai multor scrutinii. Ceea ce ține de asigurarea informațională a procesului electoral, iarăși am detaliat absolut toate acele sisteme informatice care sunt în ajutorul Comisiei Electorale Centrale a organelor electorale pentru a desfășura procesul, începând cu pregătirea acestora până la afișarea rezultatelor privind prezența la vot a alegătorilor, dar și rezultatele preliminare. Trebuie să menționăm despre acea testare a modalității de votare cu tableta. Intenționăm ca să implementăm în continuare pe scară largă. Concluziile se vor regăsi în acest raport. Nu mă opresc la celelalte, sunt detaliate la compartimentul numărul 6. Cu referire la modelul, textul, tirajul, tipărirea și repartizarea buletinelor de vot, voi menționa că pentru prima dată am tipărit buletine de vot în 5 limbi, în afară de limba română, deci vorbim de buletine de vot în ucraineană, găgăuză, bulgară, rusă și romani, și în tabelul care este parte la acest raport avem detaliat pentru fiecare circumscripție electorală câte buletine de vot au fost tipărite, inclusiv în limbile minorităților etnice, unde au fost tipărite aceste buletine de vot și pentru fiecare circumscripție în parte câte buletine de vot au fost prevăzute ca și tiraj. Conlucrarea cu autoritățile administrației publice locale, centrale și alte entități este detaliat prezentată informația care ne-a fost oferită de fiecare entitate, care este prevăzută de către codul electoral, dar și de acea hotărâre a Comisiei Electorale Centrale prin care am stabilit atribuții suplimentare pentru anumite entități. Eu mă refer aici și la ASP, care ne-au oferit tot suportul ca să precizăm datele cu referire la alegătorii care au prezentat documente confirmative de deces a rudelor peste hotare. De asemenea, am fost informați în sistematic despre numărul de acte care au fost perfectate pentru cetățeni, numărul de acte provizorii, numărul de buletine de vot. Și toate aceste detalii le-am enumerat în acest raport pe fiecare instituție în parte, cu informații și cifre exacte. Cu referire la monitorizarea referendumului republican, voi da câteva cifre. În vederea monitorizării referendumului, dar și a alegerilor, au fost acreditați 2072 de observatori,
dintre care 1272 de observatori naționali, 784 de observatori internaționali. De asemenea, consiliile electorale de circumscripție de nivelul 2 au acreditat 16 observatori naționali. Din cei 1272 de observatori naționali au fost înaintați de către Asociațiile Obștești Promolex, de către organizația Ador Orașul Meu, de către ADEPT, precum și Consiliul Național al Tineretului din Moldova, dar și instituția Școala de Jurnalist din Moldova și Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral. Cu referire la observatorii internaționali, număr de... Am dat deja 784 de persoane. Deci, aceștia au reprezentat 25 de misiuni diplomatice, de 14 autorități electorale din diferite țări, dar și alte instituții internaționale. Reflectarea activității Comisiei Electorale Centrale și a campaniei electorale, deci sunt detaliate câte rapoarte au fost prezentate de către Consiliul Audiovizualului, câte declarații au fost depuse, cum a fost respectată prevederea legală privind modul de reflectare a alegerilor și a referendumului. Deci, o parte din această activitate a vizat și confirmarea jurnaliștilor pentru reflectarea și monitorizarea scrutinului și sunt date acele hotărâri ale Comisiei Electorale Centrale și acele instituții media care s-au adresat, date cu privire la autorizarea sondajelor de opinie și a exit poll-urilor, dar și aspecte privind avizarea mesajelor de interes public în perioada electorală. Cu referire la susținerea financiară a campaniei electorale la referendumul republican constituțional, deci noi avem aici pe fiecare participant care a fost înregistrat la referendum, reiterez 13 cu opțiunea da și 2 cu opțiunea nu, data când aceștia au fost înregistrați, dar și care a fost diligența privind prezentarea rapoartelor. În acest raport totalizator avem pentru fiecare dintre participant sumele pe care le-au raportat ca fiind utilizate pentru campania de promovare a opțiunii de vot la referendum și am indicat hotărârile Comisiei Electorale Centrale care au vizat supravegherea, cum au fost prezentate rapoartele, ce carențe au fost constatate și am enumerat acele hotărâri care au vizat modalitatea de prezentare a rapoartelor, doar o sinteză a sancțiunilor aplicate. Deci, pentru nerespectarea articolului 56 din Codul Electoral, au fost aplicate două atenționări, două avertismente pentru nerespectarea articolului 56 alineatul 2, alta linia din articolul 56, atenționare 3 cazuri, avertisment 3 cazuri pentru nerespectarea articolului 58 și punctul 70 din regulamentul privind modalitatea de prezentare de finanțare a campaniei electorale, deci un avertisment, alte două avertismente au fost aplicate în temeiul articolului 102 alineatul 2, litera A din codul electoral. Și deja astăzi am de asemenea fost aplicată o sancțiune cu referire la lipsirea de alocații. Vom completa cu aceasta raportul și reiterez, în acest raport pe fiecare hotărâri sunt date care partide sunt vizate, mai corect, care participanți sunt vizați și ce sancțiuni au fost aplicate. Informarea și educația electorală a alegătorilor. Am descris absolut toate acele activități care au fost efectuate în teritoriu, dar și pe rețele de socializare, cu referire la informarea alegătorilor și motivarea prezenței acestora la vot. Menționez că mai multe activități
au fost în colaborare cu și cu susținerea partenerilor de dezvoltare. La capitolul votarea sunt detaliate separat votarea prin corespondență, votarea la secțiile de votare, deci nu mă opresc foarte mult aici, dar aveți absolut toată informația. Cu referire la votarea prin corespondență, este de la înregistrarea pentru votarea prin corespondență până la totalizarea rezultatelor. Cu referire la votarea în secțiile de votare din străinătate, este dinamica participării, dinamica deschiderii secțiilor de votare, care sunt cifre de participare pentru fiecare secție în parte, pentru fiecare țară în parte. Avem și acea descriere privind votarea cetățenilor în secțiile de votare pentru cetățenii cu domiciliul în stânga Nistrului, capitolul numărarea și totalizarea voturilor pentru referendumul republican constituțional. Sunt acele cifre care deja le-am aprobat în hotărârea anterioară. Capitolul 16, contenciosul electoral, deci conține absolut toate datele privind contestațiile depuse la Comisia Electorală Centrală. Acestea sunt în număr de 7, deci care vizează referendumul. Și sunt înaintate de 3 participanți la referendum. Partidul Politic Renaștere, 5 contestații a depus, Partidul Politic, Partidul Acțiunii și Solidaritate, o contestație, și Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, o contestație. Potrivit contestațiilor, obiectul acestora l-a format. Deci, 1. Materiale electorale cu conținut propagandistic, în caz, afișare în unele secții de votare a drapelului Uniunii Europene, pe lângă cel al Republicii Moldova, 5 cazuri, renumărarea voturilor și infirmarea rezultatelor pentru referendumul republican la secțiile de votare de peste hotare, un caz. Pe marginea contestațiilor au fost emise 2 hotărâri și 5 adrese către unele consilii electorale de circumscripții de nivelul al doilea, în vederea examinării contestațiilor conform competenței. Și de asemenea sunt redate acele detalieri cu privire la modul de soluționare a acestor contestații. În urma examinării contestațiilor, Comisia Electorală Centrală a dispus aplicarea de sancțiuni. Deci, sub formă de avertisment pentru încălcarea prevederilor articolului 70 din Codul Electoral, sub formă de avertisment pentru utilizarea contrar destinației a mijloacelor din contul fond electoral și complementare de privare de alocații pe un termen de 4 luni, începând cu luna noiembrie, și deja cea de astăzi, care vizează încă cu 2 luni de zile în anumite cazuri, iar pentru alți participanți, privarea pe un termen de 2 luni. De asemenea, a fost dispusă remiterea hotărârii către Inspectoratul General al Poliției pentru constatarea și examinarea acțiunilor prin prisma articolului 50, alineatul 2 din codul contravențional, pentru încălcarea articolului 70 din codul electoral, dar și prevederilor privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice. Suplimentar, contestații depuse de către participanții la referendum la comisie au fost înregistrate și 5 contestații împotriva hotărârilor organelor electorale inferioare. Acestea au vizat organizarea concomitentă a scrutinului prezidențial și le-a atribuit un număr corespunzător, deci vorbeam despre acele situații în care sunt examinate atât acțiuni care vizează organizarea alegerilor prezidențiale, cât și a referendumurilor. Pe lângă contestații, Comisia Electorală Centrală a înregistrat și circa 20 de sesizări din partea unor cetățeni și formațiuni politice care au avut ca obiect organizarea și desfășurarea referendumului republican constituțional. Și anume, acestea au ținut de distribuirea materialelor cu conținut de agitație electorală și publicitate politică utilizate în scop de agitație în susținerea referendumului pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană până la începerea perioadei electorale,
crearea unei platforme pentru promovarea referendumului de aderare la Uniunea Europeană, crearea unei platforme de dezinformare, a cărui conținut promovează amânarea integrării europene, utilizarea resurselor administrative în vederea promovării referendumului, efectuarea agitației electorale prin intermediul unei asociații obștești, abuzuri comise de către angajații inspectoratelor de poliție, refuzul instituției publice Teleradio Moldova de a difuza mesajul electoral a unui participant la referendum, dar și privind unele neconcordanțe despre numărul de voturi reflectate în procesul verbal de totalizare rezultatelor votării pentru referendumul republican-constituțional a unei secții de votare din municipiul Chișinău. Aici vreau să mă opresc un pic și să reiterez că ceea ce au urmărit toți la închiderea secțiilor de votare, deci datele care erau afișate pe site-ul Comisiei Electorale Centrale în sistem, erau date preliminare, date care sunt introduse în seara de 20 octombrie sau deja spre dimineața către 21 de octombrie de către operatorii de la secțiile de votare. Deja la recepționarea proceselor verbale pe suport de hârtie semnate de către toți membrii organului electoral, Comisia Electorală Centrală centralizează aceste date și evident că de verifică ca să ne asigurăm de corectitudinea datelor înscrise în sistemul electronic pe baza datelor pe care le recepționăm pe suport de hârtie, pentru ca să excludem o eventuală eroare, o posibilă eroare umană. Și atunci, deci noi am constatat câteva cazuri izolate când opțiunea nu, de fapt, erau înscrise datele pentru opțiunea da și invers. Și odată fiind constatate în baza proceselor verbale în original, aceste date au fost modificate și în sistem, reiterez, în corespundere cu procesul verbal prezentat. Deci, deja aceste date finale, care au fost aprobate în ședința Comisiei Electorale Centrale de astăzi, poartă caracter oficial. Și doar aceste date, vorbim de date finale, și odată cu aprobarea procesului verbal final, vom publica, ca și în cazul alegerilor prezidențiale, datele pe fiecare secție de votare și în următoarea etapă vom publica și procesele verbale scanate. Noi deja avem o parte din procesele verbale scanate pentru alegerile prezidențiale. Deci nu am încălcat termenul prevăzut de codul electoral. Ce ar mai fi de adăugat? Că aceste sesizări au fost depuse inclusiv până la începerea perioadei electorale și Comisia Electorală Centrală s-a pronunțat prin hotărâri 215, 2515, 2615 și acestea sunt menționate în acest raport. De asemenea, am fost sesizați atât în perioada electorală, dar și în ziua alegerilor de către Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul inspectoratelor de poliție, care au constatat mai multe nereguli și abateri de la legislația electorală. Deci au fost constatate nenumărate acțiuni desfășurate de către autodeclaratul bloc politic Victorie, inclusiv prin organizarea de întâlniri cu alegătorii, prin distribuirea materialelor agitaționale referitoare la referendum de către acest subiect care nu a fost înregistrat, dar care a continuat nestingherit să facă agitație electorală în teritoriu, inclusiv împărțind bunuri și din cele care sunt interzise sau sunt pasibile de pedeapsă în corespundere cu codul penal. În privința cazului vizat, Comisia remarcă că legalitatea funcționării acestui auto intitulat bloc
Deci ne-am pronunțat, inclusiv prin hotărârile de neînregistrare a blocului, dar și atunci când am analizat modalitatea de efectuare a campaniei electorale în teritoriu sau când am avut acele sesizări și am accentuat acest aspect că entitatea neînregistrată, de fapt, a continuat să facă campanie electorală. Și așa cum ați urmărit în spațiul public, conferințele de presă și informațiile care au fost prezentate de către organele de drept, aceste date au venit și în adresa Comisiei Electorale Centrale și mai multe informații vor face parte din raportul înaintat către Curtea Constituțională. Doar reiterez că acele înștiințări pe care le-am recepționat, inclusiv în ziua alegerilor, cu privire la fotografierea buletinului de vot, scoaterea acestuia din secția de votare, deteriorarea acestuia, cazuri de corupere a alegătorilor, deci mai detaliat, informația se referă și la acele cazuri de oferire, așa cum ne-a fost comunicat de către Inspectoratul General de Poliție, deci oferire sau transfer a mijloacelor financiare cetățenilor aflați pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul cardurilor bancare deschise pe numele acestora prin Banca Comercială Promsviazbank din Federația Rusă, dar și cu ajutorul aplicației mobile de timp Banking, PSB, deci aproximativ 140.000 de utilizatori unici, oferirea, darea mijloacelor financiare extrase de pe conturile bancare ale băncii comerciale Promsviazbank din Federația Rusă, cetățenii care nu dețin aceste carduri, oferirea, darea mijloacelor financiare atât în monedă națională cât și în valută străină, introduse ilegal pe teritoriul Republicii Moldova de către o organizație criminală prin modalități clandestine. Deci vom indica aceste date în raport. Mai mult ca atât, mijloacele financiare au fost utilizate și pentru coruperea unor persoane care le-a fost atribuită calitatea de observatori la alegerile din 20 octombrie curent și trebuie să menționăm că am solicitat Inspectoratului General de Poliție să verifice dacă din aceste persoane care sunt vizate în ancheta care este acum în desfășurare, nu fac parte și funcționari electorali. Și despre aceste date, de asemenea, le vom expune în raport. Sunt scoase în evidență anumite circumscripții electorale, deci cu date unde au fost înregistrate asemenea manifestări de corupere a alegătorilor. De asemenea, trebuie să menționăm că, deși legislația interzice de aceste persoane, de această grupare, a fost implicată, deci și au fost implicate și reprezentanți ai cultelor religioase sub diferite forme și pretexte pentru a face agitație electorală și mai cu seamă sunt documentate cazuri de determinare a votării pentru opțiunea nu aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, deci în cadrul referendumului republican constituțional. Deci toate aceste manifestări sunt documentate în continuare și în sensul implicării cultelor religioase în această campanie electorală sunt constatate și sunt inițiate procese contravenționale care la moment sunt în desfășurare și trebuie să menționez că noi am fost sesizați încă de la etapa de colectare a semnăturilor în susținerea candidaților pentru înaintarea la funcție de președinte al Republicii Moldova, deci încă la etapa aceea am fost sesizați și avem un caz documentat de implicare la colectare de semnături a fețelor bisericii religioase. Sumele care sunt menționate și care au fost de fapt expuse în acele conferințe de presă le vom indica și în acest raport. Până la acest moment au fost documentate peste 800 de persoane
în baza prevederilor articolului 47 din codul contravențional pentru fapte de corupere electorală pasivă. Cauzele penale intentate pe aceste fapte se află în examinare în gestiunea Procuraturii Anticorupție sau Centrului Național Anticorupție, reieșind din competențele atribuite de actele normative. Deci această informație a fost actualizată de către IGP și de asemenea reiterăm că mai multe acțiuni au vizat de a determina alegătorii prin corupere, de a spune nu la referendum. Cu toate acestea, am constatat prin acel proces verbal final, deja centralizând datele în baza proceselor verbale care au fost prezentate de către organele electorale, birourile electorale și consiliile electorale de circumscripție, obținerea votului majoritar pentru aderarea, pentru modificarea Constituției Republicii Moldova în vederea aderării la Uniunea Europeană. Colegi, și cu deja câteva concluzii, deci din cele monitorizate, din cele colectate, nu mă refer doar la acțiunile pe care le-a desfășurat Comisia Electorală Centrală în vederea bunei organizări a referendumului republican constituțional, de comun cu toți subiecții antrenați și cu instituțiile care au fost responsabile de anumite activități. Deci, doar ca și concluzie, voi scoate în evidență următoarele. Deci, noi am avut sesizări pe parcurs chiar după alegeri în ceea ce privește influențarea opțiunii de vot. Avem înregistrate materiale video cu semne vădite de încălcare a principiului secretului votului și mai grav chiar influența opțiunii de vot. Și mai trist este că asemenea acțiuni au fost desfășurate în instituții medicale, în instituții, în azile de bătrâni. Deci cred că va trebui să revenim și cu anumite concluzii, să examinăm mai detaliat aceste acțiuni, inclusiv din partea funcționarilor electorale. Iar își scoatem în evidență acele manifestări de corupere a alegătorilor, de dezinformare, atât în spațiul online, cât și prin pleante și afișe, și am menționat inclusiv de entități neînregistrate, finanțare ilegală neconformă, dar și desfășurarea de întruniri cu alegătorii sub formă de întruniri cu cetățenii. Și un alt aspect la care de asemenea trebuie să atragem atenție este colectarea datelor cu caracter personal în scopuri improprii în acest scrutin. Eu cred că mai mult ca niciodată a fost scoasă în evidență această problemă de colectarea datelor cu caracter personal de către persoane neautorizate în acest sens și după aceasta am văzut anumite consecințe din cauza colectării ilegale de date cu caracter personal. Și ca o concluzie generală este că prin prisma acestor acțiuni ale subiecțiilor politici necesită ca să venim cu propuneri inclusiv referitor la amendarea legislației, legea cu privire la întruniri, sancționarea desfășurării campaniei neautorizate nu doar în preziua alegerilor și în ziua alegerilor, cum prevede acum codul contravențional, dar cred că și până la aceasta și în perioada electorală, pentru că noi am văzut din plin asemenea manifestări, și să avem o claritate în privința modului de desemnare a persoanelor pentru calitatea de observatori și entitățile care îi desemnează. Închei aici această încercare de sinteză cât mai concisă a raportului și aștept întrebările dumneavoastră vis-a-vis de acest raport, de aceste constatări, până a da citirii proiectului de dispozitiv. Întrebări, colegi, sau propuneri? Dacă am
este necesar să mai evidențiem ceva în aceste capitole sau ca și concluzii generale pentru a fi înaintate în alte curți în vederea pronunțării vis-a-vis de legalitatea desfășurării referendumului republican constituțional. Nu avem propuneri. Luări de cuvânt. Domnule Postica. Mulțumesc. Eu o să încerc foarte scurt, în câteva cuvinte, să, în primul rând, să aduc mulțumiri tuturor alegătorilor care au participat la acest scrutin, care au dat dovadă de informare și au mers la aceste secții de votare și au votat conștient și informat. Cu regret trebuie să constatăm că a fost și cazul de manipularea votului, inclusiv prin situații de corupere. Ele sunt regretabile, dar cel puțin, inclusiv din cifrele prezentate de colegii din Inspectoratul General de Poliție, nu au fost în măsură să suprapună acel rezultat care nu este pentru o altă opțiune decât care au fost determinați legal să o voteze. La fel trebuie să scoatem în evidență că în acest scrutin am avut o colaborare destul de bună cu majoritatea autorităților publice în procesul de organizare a alegerilor, lucru care, pentru care la fel ar trebui să le mulțumim și să sperăm că mereu va fi o astfel de colaborare instituțională între autoritățile publice pentru organizarea proceselor electorale din Republica Moldova. Eu cred că nu ar fi corect din partea noastră să nu recunoaștem faptul că organizarea la două scrutini în paralel este un efort considerabil, în special pentru autoritățile electorale, în special pentru noi, Comisia Electorală Centrală, pentru a face diferențele clare, pentru colegii de la Consiliul Audiovizual, ca să facă diferențele între ce se spune în context de alegeri prezidențiale, ce se menționează la furnizorii de servicii media pentru alegerile parlamentare, colegii din inspectoratele de poliție, când urmă să facă diferență între agitația electorală pentru un tip de scrutin sau altul, pentru furnizorii de servicii media, când urmau să fie atenți la toate discursurile. Dar cu toate acestea, cu toate carențele care au fost la fiecare etapă și la fiecare autoritate, pentru că trebuie să recunoaștem că au fost anumite carențe, noi am făcut față acestei provocări. În ultimul rând, ceea ce ați menționat dumneavoastră legat de verificarea și acele liste dubii rezonabile vis-a-vis de peste 130.000 de persoane, trebuie să recunoaștem colegii din Inspectoratul de Poliție ne-au sesizat recent și despre cazuri în care aparent sunt vizați inclusiv funcționari electorali. Eu pe această cale nu vreau decât să repet ceea ce le-am zis tuturor funcționarilor electorali care ne-am întâlnit față cu față încă înainte de primul tur de scrutin, în cazul în care din oricare considerente care ar fi fost, au fost determinați să accepte, să adere la această schemă ilegală, nu se merită. Deci nu se merită acest avantaj minor de obținerea unui privilegiu financiar, profit financiar de moment, dar pentru o eventuală sancțiune contravențională cu mult mai mare decât acest profit momentan. Și pe această cale, încă o dată, fac apel către toți acești funcționari electorali, dacă sunt ei vizați sau dacă sunt vizate persoane pe care le cunosc, să meargă la organele de drept, să îi informeze și să se sizeze organele de drept despre aceste fapte ilegale. Și ultimul aspect, iarăși, pentru a opri, pentru că în Republica Moldova se pot face speculații pe orice, ca să explicăm, încă o dată să accentuăm că absența colegilor nu este cumva ceva ieșit din comun, ei sunt în deplasare de serviciu, ne reprezintă instituția în misiunile de observare internaționale, pentru că așa cum noi am fost bucuroși și să primim oaspeți din
organele electorale de peste hotare pentru a le arăta atât părțile pozitive cât și negative ale procesului electoral. Exact așa și colegii noștri ne reprezintă în două misiuni de observare a alegerilor. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Costică, pentru aceste cuvinte de apreciere, în primul rând, pentru toți cetățenii care au participat la referendumul republican constituțional, pentru efortul funcționarilor electorali și a instituțiilor care au contribuit la buna organizare a scrutinului, dar și aceste accente care sunt necesare a fi puse, ori activitatea noastră continuă. Noi ne pregătim de turul 2 al alegerilor prezidențiale și trebuie să asigurăm toate condițiile necesare și să învățăm și primele lecții din primul tur de scrutin. Colegi, dau citirii proiectului de dispozitiv. Pentru hotărâre pentru aprobarea raportului Comisiei Electorale Centrale privind rezultatele organizării și desfășurării referendumului republican constituțional din 20 octombrie. În temeiul articolului 27, 28, 32, 85, 147, 207 din Codul Electoral, Comisia Electorală Centrală hotărăște. Se aprobă raportul Comisiei Electorale Centrale privind rezultatele organizării și desfășurării referendumului republican constituțional din 20 octombrie, anexă. Punctul 2. Raportul Comisiei Electorale Centrale privind rezultatele organizării și desfășurării referendumului republican constituțional din 20 octombrie curent se remite Curții Constituționale în vederea confirmării rezultatelor referendumului republican constituțional. Și punctul 3, prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale. Am încheiat raportul, dacă avem întrebări sau propuneri la tot proiectul. Nu avem? Luare de cuvânt? Scuze, domnul președinte, și stimați colegi, dar pentru că, iarăși, pentru a opri eventualele speculații care ar putea să apară, vezi, doamne, Comisia Electorală Centrală, la o bucată de noapte, pe întuneric, sugerați-le idei. Da, a aprobat rezultatele referendumului, deci ca să fie clar, pentru că norma existentă în Codul Electoral, chiar dacă și noi am propus sau când am formulat acest proiect de Cod Electoral, nu a fost destul de clar, pentru că menționează că în 5 zile Comisia Electorală Centrală prezintă, aprobă acest raport și îl prezintă în 24 de ore Curții Constituționale. Deci, nu este clar acest termen, 5 zile curge din ziua alegerilor sau din ziua în care noi am recepționat materialele de la Consiliile Electorale de circumscripție, dar totuși pentru a evita orice fel de interpretări, noi am mers pe versiunea cea mai proastă pentru noi, pentru că și pentru noi o zi, două în plus de pregătire contează sau ar fi contat foarte mult. Deci anum din acest considerent și ne-am grăbit să respectăm în strict sensul această normă de 5 zile ca să punem în dispoziție, să aprobăm acest raport și să-l prezentăm Curții Constituționale. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Costică! Și acum supun votului proiectul prezentat. Cine este pentru, rog să votați. Unanim. Hotărârea este aprobată. Este necesar să menționăm că imediat după ce aprobăm hotărârea, semnăm, putem deja să publicăm acele date finale, accentuez finale, pe fiecare secție de votare. Știu că sunt așteptate de societate. Următorul proiect de pe ordinea de zi este cu privire la aprobarea unui mesaj de interes public elaborat în cadrul campaniei de informare pentru turul 2
al alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova din 3 noiembrie, raportor Pavel Postica. Domnul președinte, stimați colegi, vreau să menționez că grupului de lucru pentru avizarea mesajelor de interes public a fost adresată solicitare pentru aprobarea unui mesaj de interes public sub formă unui spot video, inclusiv în versiune sonoră, elaborarea căruia a fost coordonată de către Direcția Comunicare, Relații Publice și Mass Media, aparatul Comisiei Electorale Centrale în cadrul campaniei de informare pentru alegerile pentru funcția de președinte Republicii Moldova din 20 octombrie 2024, în speță fiind vorba de turul 2 al scrutinului pe 3 noiembrie 2024. Grupul de lucru, examinând spotul, a constatat că acesta poartă un caracter informativ privind procesul de vot în cadrul turului 2, a fost realizat în limba română și subtitrat în limba rusă, este însoțit de limbaj mimico-gestual și urmează a fi difuzat prin intermediul furnizorilor de servicii media, dar și pe conturile comisiei pe rețelele de socializare. Spotul video a fost realizat în baza contractului 84 alegeri prezidențiale /2024 din 22.08.2024, iar în concluzie, grupul prin avizul pozitiv din astăzi a constatat că acesta întrunește caracteristicile mesajelor de interes public și poate fi aprobat spre difuzare. Respectiv, se propune că, examinând materialele procedurii administrative, Comisia să constate că mesajul de interes public poate fi aprobat, iar concluziile grupului de lucru fiind în concordanță cu prevederile legale. Respectiv, se propune următorul proiect de dispozitiv. Se aprobă mesajul de interes public, un spot video informativ, inclusiv versiunea sonoră, elaborat în cadrul campaniei de informare pentru turul 2 a alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova din 3 noiembrie 2024, conform contractului 84 alegeri prezidențiale /2024 din 22.08.2024. 2. Prezenta hotărârii între vigoare la data adoptării se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și poate fi contestată în decurs de 3 zile fără respectarea procedurii prealabile la Curtea de Apel Chișinău, strada Cheilor numărul 4, municipiul Chișinău. Raport încheiat. Rog susținerea proiectului de hotărâre. Domnule Postica, vă mulțumim. Colegi, dacă avem întrebări sau propuneri la proiectul prezentat, supunem votului. Cine este pentru, rog să votați. Unanim. Hotărârea este aprobată. Și următorul proiect, cu privire la aprobarea unui mesaj de interes public, elaborat de Asociația Uștească Comunitatea pentru Advocacy și Politici Publice, Watchdog, raportor Pavel Postica. Mulțumesc, stimați colegi, Asociația Uștească Watchdog MD, printr-un demers din 24 octombrie 2024, s-a adresat cu solicitare de a aproba un mesaj de interes public sub formă unui spot video informativ educativ despre desfășurarea turului 2 a alegerilor pentru funcția de președinte. Potrivit furnizorului, spotul video are drept scop informarea cetățenilor despre desfășurarea turului 2 și de a încuraja să meargă la vot și de a promova un vot informat, conștient. La fel, spotul este elaborat în cadrul campaniei de educație și mobilizare politică a cetățenilor cu drept de vot în contextul legilor pentru funcție de președinte a Republicii Moldova, turului 2, fiind achitat conform contractului de prestări servicii din 10 noiembrie 2022. Spotul video propus spre difuzare la postul TV cu acoperire națională și regională, precum și pe rețelele sociale, până la 1 noiembrie 2024. La fel vreau să subliniez că el are scopul și de a informa cetățenii despre pericolele în cazul acceptării tautologiei pentru primirea și oferirea mitei între ghilimele electorale. La fel, vreau să menționez că grupul de lucru, prin avizul pozitiv din 25 octombrie, a constatat că spotul video întrunește caracteristicile mesajelor de interes public prevăzute de lege și poate fi aprobat spre difuzare, iar examinând materialele procedurii administrative, se propune ca Comisia să considere că spotul poate fi aprobat, iar concluziile fiind în concordanță cu prevederile legale. Corespunzător se propune următorul proiect de dispozitiv. Punctul 1. Se aprobă mesajul de interes public,
spotul video informativ educativ elaborat de către Asociația Obștească Comunitatea pentru Advocacy și Politici Publice WatchDog.md, conform contractul numărul 2022-11-05 din 10 noiembrie 2022, 2. Hotărârea se comunică furnizorului de publicitate, 3. Prezenta hotărârea intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și poate fi contestată în decurs de 3 zile fără respectarea procedurii prealabile la Curtea de Apel Chișinău, strada Cheilor, numărul 4, municipiul Chișinău. Stimați colegi, raport încheiat, rog susținerea proiectului de hotărâre. Colegi, întrebări sau propuneri la proiectul prezentat? Nu avem, supunem votului. Cine este pentru, rog să votați. Unanim. Hotărârea este aprobată. Colegi, până a declara ședința închisă la rubrica diverse, un apel vrem să facem. Mai cu seamă că zic, pregătirile pentru turul 2 sunt în plină desfășurare. Suntem în comunicare cu colegii noștri din teritoriu și încercăm să soluționăm acele probleme care mai sunt, dar acest apel, de fapt, este adresat către actorii politici. Constatăm că în ultimul timp mai mulți actori politici fac declarații cu caracter speculativ despre rezultatele scrutinilor din data de 20 octombrie curent, inclusiv despre unele aspecte ce țin de totalizarea acestora, precum și declarații despre posibile scenarii ce ar viza totalizarea rezultatelor turului 2 de scrutin din data de 3 noiembrie curent. Aceste declarații sunt total nefondate, iresponsabile și afectează climatul în care are loc campania electorală pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale. Comisia Electorală Centrală face apel către toți actorii politici să se abțină de la declarații cu caracter speculativ, care induc în eroare alegătorii și pot genera tensiuni în contextul scrutinului din data de 3 noiembrie. Înțelegem că actorii politici au propriile interese, însă promovarea acestora nu trebuie să afecteze interesul comun al tuturor. Buna desfășurare a alegerilor și asigurarea caracterului liber, corect și transparent al acestora, inclusiv prin excluderea tensiunilor și aspectelor manipulatorii care induc în eroare alegătorii și pot afecta capacitatea lor de a aprecia obiectiv situația și de a face o alegere liberă. Comisia va depune și în continuare eforturi necesare pentru organizarea scrutinului așa cum o cere legislația și standardele internaționale. Mizăm că aceste eforturi vor fi susținute printr-un comportament corespunzător și de către toți participanții în proces, care astfel au încă o ocazie să-și demonstreze corectitudinea și atașamentul față de principiile și valorile democratice. Vă mulțumim! Am epuizat toate subiectele de pe ordinea de zi, declar ședința închisă. Vă mulțumesc tuturor pentru participare!